Radio GF, muzică, viață, comunitate, la Strada TV, Spiritul Orașului de pe mure și dacă e marți, avem și un primar. Bună seara, domnule Călin Bibarți Bună seara, răcorică seara. Asta e. O mai vremea ei. Iarna nu-i ca vara, nici patrie ca țara. Avem număr de telefon cu care puteți să ne contactați 0357431431 sau să ne scrieți mesaj în streamul de live pe care îl aveți la dispoziție pe paginile de pe social media. Pornim discuția noastră cu cel mai important aspect, <laughs> în aș spune noastră. eu. Da, aș spune eu, dar cred că vor fi de acord mai mulți pentru că s-a votat bugetul pe 2023, că de când nu ne-am văzut, multă lume s-a petrecut, nu chiar. Apă, este vorba despre un pas important pentru apă, începutul anului. Multă apă a trecut pe Mureș, exact. dar de când nu ne-am văzut. Păi de săptămâna trecută de marți apă. și joi a fost ședința cu pricina cu și pricina. bucurie multă, da? <laughs> ok. Da, este important, evident, bugetul e unul din punctele importante și era o tradiție și nu din vina primărilor sau a consiliilor județene, se întârzie nepermis de mult pentru că nu se aproba de către uh -huh. Parlament, cel național și nu poți înainte de acela să-l apropii pe al tău. De multe ori se aproba prin sfârșit de ianuarie și pe noi ne împingea până în martie. Important, nu mai fac istoria, cum important este într-adevăr că avem buget. Ca într-o familie, zerourile diferă. Uh -huh să spunem, sau, mă rog, și, evident, domeniile în care se alocă banii, dar principiul e același, niciodată banii nu se ajung. Întotdeauna ar fi nevoie de mai mult, întotdeauna ar mai sunt și, și acolo parcă prea puțin și dincolo prea puțin. În ceea ce ne privește pe noi ca oraș, pe mine ca primar, uh -huh. încercăm să fim egali, să nu fim pentru unii mumă, pentru alții ciumă, cum se spune, adică fiecare domeniu să fie bugetat, să fie acoperit, evident în limita ceea ce avem. Întindem de el cât putem. Vremurile sunt complicate, toate s-au scumpit, uh, intrările, respectiv taxe impozite uh, și impozit pe venit nu au crescut. Prin urmare suntem la același nivel a sumelor pe care plus minus pe care le primim și cheltuielile mult mai mari. Dar asta nu înseamnă că nu... Nu trebuie să-l avem și nu trebuie să-l gândim astfel încât, așa cum am sus avem toate domeniile acoperite. Peste jumate din, din el gândit pe investiții. Sunt câteva cifre la care oricine care știe ce înseamnă buget se uită. Ponderea salariilor, că întotdeauna și acestea sunt cu multe discuții, sunt la 15%, nu, nu trec de 20%, când trec de 20, 25% încolo e o problemă într-o instituție. Aici sunt bine, bine așezate. Nu că n-ar trebui și aici să mai fie loc. O bună parte din investiții gândite cu bani mulți europeni, pentru că altfel hmm. nicio municipalitate din bani proprii nu s-ar putea uh, dezvolta. Asta înseamnă cofinanțări, practic. Sunt Asta cofinanțări înseamnă în sume pentru cofinanțări? cofinanțările, adică partea noastră care e importantă. Pentru noi adunate, cofinanțarea aici, cofinanțarea acolo, cofinanțare dincolo, când se adună, e o sumă destul de frumușică, dar dacă o privești la un proiect, că primești 60% și mai pui tu 40% sau 65%, 35%, 70%, 30%, sunt diferite variante de finanțări, înseamnă că mai bine de jumate din acei bani îi primești gratis. Cred că sunt lucruri foarte importante pe, pe care ne aplicăm și. Important este că avem toate lucrările începute finanțate, deci continuăm și în ceea ce privește podul, că e o lucrare mare și revitalizarea de pe zona Mărului și achiziția de tramvaie, exemplele pot continua și proiecte noi pe care ni le dorim să le implementăm, pe care poate unele le vom începe la nivel de doar de documentație. Acum suntem în, într-un amplu proces de semnare a unor finanțări, primul pas, obținem finanțări din PNRR, din fonduri europene. E un întreg malaxor administrativ în urma căruia, așa cum eu, ca administrație, acum beneficiez de munca administrațiilor dinainte, hai să zicem, și parțial și a mea, că am fost viceprimar în mandatul trecut, mm -hmm. dar a celor de atunci, și refer și la oamenii politici, și la primari și la Consiliul Local și la um, Aparat. angajații aparatului din primărie da. și atunci făceau ce facem noi astăzi, se luptau pentru finanțări, semnau finanțare pentru zona de revitalizare mărului, semnau finanțare pentru parcul din zona 300. Uhum. Eu am ajuns să le implementez pentru pod. Acum le implementăm și ne ajută Dumnezeu și le vom și inaugura. La fel și noi acum, lucrăm la finanțări, proiecte, licitații, studii și nu mai dezvolt subiectul birocrației românești și roadele se vor vedea, probabil, o mică parte în acest an dintre ele, multe peste un an, peste doi. Uh -huh. Așa înțeles. e normal. Plus că aici mai sunt uh, chestiuni legate de PNRR, Plan Național de Redresare și Reziliență. Nici nu mai fac diferențierea acum. Sunt bani pe care îi primim, nu, nu sunt din bugetul nostru. Că sunt prin PNRR, tot bani europeni, că sunt prin POR, prin revest, tot bani europeni, că sunt pe Saligni, Bani primiți de la guvern și aici vorbim de pasarela peste, peste Mureș la insula 3 -a, aflată în licitație, vorbim de un drum în zona industrială, vorbim de câteva drumuri de pământ care vor fi asfaltate după ce vom introduce și canalizare și apă, cred că sunt, sunt proiecte importante. Ok, chiar din capitolul acesta, pentru că există o investiție de 2,4 milioane de euro pentru insule ecologice, acestea ah, era sunt... să uitele, de da, deja finanțate și să explic ceea ce mai... Fostele platforme gospodărești pe limbajul tuturor sau acele gene mai moderne, compacte? Reiau... Hai să spun limbajul ăsta. Reiau o poezie pe care am hmm. mai spus-o, dar o repet pentru a fi bine bineînțeleasă. Principiul cel mai corect, pe care oamenii îl spun în limbajul lor de-a lungul timpului, este... Uh, plătești cât arunci. Adică, la acele gene, cum i-ați spus dumneavoastră, acele incinte în care se află, mă rog, recipientele pentru gunoi, tomberoanele, vorbim în general de blocuri acum, nu de case, la ele nu trebuie să aibă acces decât cei din blocul respectiv, scările respective. Pentru asta... Sunt variantele să închizi acea incintă și am avut două pilot și lumea ne cerea tot mai multe sau așa numite insule ecologice, cum le spune Ministerul Mediului, respectiv, în acea zonă, recipienții sau între complexul de, să-i spunem, baterii, că uh -huh. sunt mai multe pe culori, să poată fi deschise doar cu un card și să fie securizate, inclusiv cu camere. Ministerul ne-a spus că, din fonduri europene, pre PNRR va finanța astfel de insule ecologice, au alocat o cantitate și o sumă, până la urmă, o sumă și implicit un, un număr de maxim 200 pe un municipiu reședință de județ, cum uh -huh. e și Aradu. Noi, știind că în oraș necesarul e de aproape 500, vorbim rotund, 450, uh -huh. era clar că ei ne acoperă doar aproape jumate, încă de la momentul da, discuțiilor da, da. și depunerii documentului. Ăsta a fost motivul pentru care anul trecut am și început noi achiziționarea din bugetul nostru uh -huh. și am acoperit cu, cu ce am făcut anul trecut uh, confecțiile și alfa. Da. Știam că vom mai primi încă 200, mă bucur că, că ne-a venit aprobarea, urmează să semnăm contractul, dar noi vom continua achiziționarea și montarea, pentru că e un calcul simplu: 200, minus 450, înseamnă minus 250. Mm -hmm. Am luat noi peste 50, ne mai trebuie vreo 200. În fiecare an, dacă facem acest lucru, plus cele care vin de la minister, în 2-3 ani de zile acoperim tot orașul și. Dovedim că suntem cu un pas înainte În ceea ce privește civilizația la acest capitol Sunt convins că lumea se va învăța cu ele Sunt convins că oamenii vor fi mulțumiți Ca de obicei mai avem și unii care distrug Pe acolo și de Revelion au băgat pe no. tărzi le au mm. desfăcut pe câteva bucăți Asta Au la no. Nu astea sunt Astea sunt excepțiile Nu sunt regulile să vedem ce vine de la minister, să vedem cum vor fi și aici am unele emoții când cumpără Bucureștiul ceva. Mult mai bine era dacă ne alocau ca și în celelalte domenii resursele, să ne facem licitațiile, să gândim să fie integrat. Acum mă aștept să... dar nu avem ce să facem, astea sunt legile, vedeți? Și noi în fiecare an va trebui să facem licitație pentru cele care le cumpărăm și să iasă puțin mai pestriți, adică într-un cartier să fie un model, da, principiul e același cartelă care le deschide, ele oricum aceleași fracții, fracții sunt gândite, da. nu, nu, nu pot fi mari diferențe. Nu sunt încă lămurit dacă de la minister vor fi echipate și cu camere video sau va trebui să achiziționăm noi dacă nu, și astea este centralizate este. cu sistem, oricum. Da, este un pas, e un pas înainte pas sunt bani mare primiți, înainte, nu sunt bandați. Fie primit. Bun, avem câteva mesaje. Spunem bună seara tuturor celor care ne salută. Trif, Trifciura, Cosmin Valer Mureșan, Călina, Ardelean, Elena Geban, Adrian Sorin Ciuleac. Bună seara, domnul primar, pe strada Roșiori, la gena de gunoi lângă intrarea în cartierul acela de blocuri roșii, de trei luni de zile este un colțar la gunoi, dacă ne puteți ajuta să l ducă cineva de acolo. Uh, ne notăm, eu sunt în legătură și consilierii mei, într-adevăr, în astfel de situații intervine primăria și ridică din oraș. Și aici, și acum suntem într-o bătălie, știți că se finanțează așa numite cavuri. Noi avem finanțate patru, să vedem câte rămânem, că e o discuție, sunt niște condiționalități pe respectivele suprafețe. Cavul unde prescurtarea să... uh, de la... Centre de aport voluntar, adică... Ah, mici depozite în care cetățeanul de la oraș în speță, de la bloc, de la casă, să nu se, să aibă unde să-l ducă, pentru că la cu canapeaua, cu colțarul, cu salteaua, cu dulapul. Bun, ce face cu el? Să nu ne mințim, undeva merge, la aruncă dacă nu-l dă la un prieten. O sprijină de ceva și, și rămâne acolo. îl pune da? pe o stradă, la un colț, lângă o ghenă de gunoi și trebuie luat. Și se se finanțează și sperăm să reușim să implementăm și noi astfel de centre. Avem și telefon în care omul vine voluntar, că de aceea, de bunăvoie și îl predă. Și ne silit de nimeni. Telefon Doar de luăm. <laughs> telefon luăm acum. Vă spunem bună seara și vă ascultăm. Sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună la telefon. Domnul primar, v-am sunat să vă întreb un lucru. Acum am discutat mai devreme despre incintele de gunoi care s-au făcut în alfa confecții. Și am o întrebare. Din ce cauză noile proiecte care doriți să le implementați în Arad? Cum sunt aceste incinte de gunoi? De obicei se implementează doar în cartiere gen Alfa, Confecții. De ce nu se fac și în centru? De exemplu, eu sunt un locuitor al centru, în centru. Da, nu a spus nimeni că nu se fac peste tot. se vor face, dar proiectele pilot. Nu, dați-mi voie să vă explic am spus că noi știam că ne finanțează Ministerul Mediului bani europeni cu o cantitate. Spuneau maxim 200, mă temeam să nu fie sub 200. Bun. Noi am început atunci ca oamenii gospodari din bugetul nostru să achiziționăm. Nu le puteam, aș fi vrut, mi-aș fi dorit toată diferența. De exemplu, încă 300. Până la 500 să le putem achiziționa noi o dată, să facem o singură licitație, să lucrăm o singură dată, dar pentru asta îmi trebuia un buget foarte mare, pe care nu-l avem. Și atunci, ca în familie, am hotărât ca în fiecare an, în bugetul fiecărui an, să cumpărăm o cantitate, astfel încât să acoperim tot orașul în câțiva ani de zile. Și atunci, n-am vrut să facem, de exemplu, n-am putut să, cump să cumpărăm pentru tau așa, Vlaicu, că suntem aici și e cel mai mare cartier, nu puteam financiar să-l acoperim tot într-un an și n-am vrut să-l facem pe bucățele. Am luat uh, Alfa și Confecțiile, pentru că au două cartiere mai mici, pentru că e o zonă cu multe blocuri acolo, densitate foarte mare și probleme mari. Nu că în alte părți nu ar fi. Și astfel, etapizat, rezolvăm problema în 2 ani, 3 maxim. Pentru că, în general, proiectele pilot care le începeți foarte bune sau rele, depinde de mult proiect, uh, și acesta a, a dat foc în confecție în seara de revelion cu petarde. Da. Lucrurile astea cam nu prea se întâmplă în centru, să spunem așa, și atunci Posibil noi beneficiem să nu... după câțiva ani. <laughs> Acum nu, nu vreau bune. să fac diferențieri între nimeni. De undeva trebuia să începem, v-am spus cum am, cum am gândit și cum. N-am luat nici cartierele mari pentru că segmentam acolo. Acum depinde cum vrem să privim. Dacă privim în urmă, cu 20 de ani în urmă sau cu 25 că nu s-a întâmplat nimic în acest domeniu. Acum am făcut un prim pas și suntem în, în grafic, să spunem. Cred că trebuie văzută partea asta. Și nu a, de ce am a, început a, da, de acolo, nu, nu de acord, mai era de proiectele pilot care încep în Arad, indiferent de proiect eu obicei să încep în proiectele, în cartierele mărginașe. Nu știu de ce. Asta nu, dar mai dați-mi un exemplu am... cu alt proiect pilot în cartier mărginaș. Uh, de exemplu, cum a fost prima oară, a fost parcările în Alfa. Care Acolo parcări? Acolo a fost prima dată. Parcările uh, amenajate. Păi nu, regenerarea uh, urbană s-a făcut, în tot, făcut în tot orașul. De ce spuneți că da, Da, dar a început în Alfa. Uh, parcările supraetajate au fost prima dată în Micălaca, în Alfa. Bun, s-a deficien... terminat, cred că primele în zona 300. Nu. Da, de asta zic. Păi în bun, centru, și zona de 300 e periferic. periferică. De obicei în centru, în ce mai târziu, ca și locurile de joacă pentru copii, care acum le-ați amenajat cu uh, bitumul... Cu tartan, cu tartan, tartan colorat. scuzat, așa. Și în centru ce știu eu, sunt printre ultimele care se amenajează, nu primele, în sensul ăsta. Bun. Bun, o să fim mai atenți să nu se dea interpretări, dar nu asta e, nu asta e intenția noastră, sper că vă dați seama. Încerc o, să tratez pe toată lumea în mod egal. Dar, într-adevăr, zonele de blocuri, cartierele, densitatea este mult mai mare decât pe centru, unde sunt case, cu mici excepții. Da, dar aici, de exemplu, în centru, uh, cu noaiele cum sunt acum, aici vine lumea în vizită și vede centru ca să frumos amenajat, nu cartierele mărginașe. Putem avea uh, argumente pro și contra, cred că cel puțin asupra unui punct cădem de acord amândoi, că trebuie făcut peste tot. Da, da. și n-am negat lucrul ăsta, este foarte bine și apreciez lucrul vă, vă mulțumesc de înțelegere mulțumesc. și că aveți puțină îngăduință cu noi. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. O seară frumoasă și călduroasă, măcar înăuntru. La revedere, seară frumoasă. La reauzire 0357431431, 431, număr cu tarif normal. Există aici o chestiune legată de densitatea de populație pentru că aceste cartiere. Adună foarte mulți oameni la un loc și de obicei sunt mai ușor de sistematizat decât o zonă centrală. E sau nu așa? Fiecare plan zonă este mai ușor de elaborat într o zonă care nu e protejată. Da, fiecare zonă are specificul cu ei, cu plusuri, cu minusuri. Știți cum ca în viață. Fiecare îi se pare că problema lui, și umanul, înțeleg, e cea mai importantă, găsim fiecare argumente pentru noi și e normal să fie așa. Cum la fel, știți cum, dacă ești într-o perioadă în care ai de ales ceva sau nu se supără nimeni, când ai ales ceva sau de undeva, ceilalți deja se simt puțin mai, poate mai nedreptățiți da. sau nu, nu e cazul. Să știți că am avut în mandatul trecut, primăria Rad a avut un proiect, inclusiv licitat și câștigat, din banii noștri era atunci, să începem tot așa cu cele, în sistem îngropate. E pe același mm. principiu, doar că intrăm pământ. Treaba, nu? Păi a picat treaba. Păi a pentru că firma care a câștigat licitația n-a mai vrut să execute. A dat prețul cel mai mic și apoi și-a dat seama că nu e chiar atât de simplu. Și s-a dovedit și, și în o inutilitate. În, în tot rău și un bine, pentru că din ce am, am mai spus lucrul acesta, din ce am vorbit prin țară, cei care au implementat un astfel de sistem arată foarte bine. E mai hai să-i spunem așa, mai, mai SF, mai science fiction, știi, să iasă așa din pământ frumos bateriile și apoi se coboare, dar aia presupune odată că trebuie autorizație de construire, apoi nu poți să le faci oriunde, ci trebuie să le amplasezi pe terenul tău și să ai anumite condiționalități, o anumită distanță față de bloc, față de geam, uh -huh. față de aia. Pe când te încadrezi cu toate aia, când sapi, dai de, de o conductă. Na. De care nu știe nimeni. Păi nimic evident că, că nu știe nimeni la nimic. nimic, așa e la noi. Atunci tu ai deja autorizația făcută, găsește alt loc, refă toate documentele. Și cel mai rău lucru e că se mai și blochează, că ele practic se ridică și se coboară cu un sistem cu presiune care mai cedează, ba mai aruncă careva printre ele sau între ele, nu știu ce pe acolo. Ba, mai vine o ploaie, se cutie mai inundă, de conservă, ba alte, se mai inundă, probleme. iar aradul cu pânza freatică e fruntaș la nivelul ridicat. Așa că între două variante neavanta, între cele două variante cea mai neavantajoasă era aceasta, și am rămas cu ele la suprafață și mai le-și primim gratis aproape jumate. Așa că întor rău Bun, bine. Bun, salutări. Pușia să le dea o sănătate că n-au mai venit să, da, să le facă și să ne mănânce și din bugetul nostru. Nu, nu, nu era Poate deloc. și pandemia a contribuit la povestea asta, cine știe. Nu că Multe era înainte de pandemie, nu, 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 nu era înainte era de pandemie. Înainte. Ok, bun, mergem mai Cred că în 2017-2018 cu... deja aveam contractul cu ei. Mesage. Și dădeam pe telefoane și mă agitam că era în sfera mea de. Da, v-ați mai liniști. De când? De când cu telefoanele da, inutile? Da, acolo mă ne liniștesc altele, acum avem niște războaie. Stați să ne înțelegem, noi vom avea o problemă. Vorbesc în general de oamenii politico-administrativ și mă încadrez și pe mine aici, deși să știți că eu sunt mai ponderat. Se vorbește atât de mult de fonduri europene, de bani prin PNR și într-adevăr sunt foarte mulți. Nu avem capacitatea tehnică, o să-i spun, economică și aici mă refer la documentații ca să nu mai vorbesc de temerile de implementare efectiv de firme de afacere în intervalele impuse. Sunt suntem în situația în care avem finanțări deja depuse, documentele, firmele care ne-au câștigat licitația, care trebuie să ne facă diferite documente, nu ni le livrează. Pentru că știu cum se întâmplă. Ei participă la foarte multe licitații, că nu știe ce vor câștiga mm. și să aibă. Da. Se trezesc că le câștigă mai multe decât sperau după care nu mai sunt foarte interesați, că o sumă de bani oricum și-o primesc pe care o aveau și, și dacă rămâne... Un păi da, dar pentru o municipalitate, dacă el are trei municipii și pe unul lasă pe din afară că nu mai apucă, eu ce fac? Nici nu, pentru că v-am spus, n-am nici legi foarte bune care să-mi permită să zic după una, două somații și văd că nu-mi trimite la timp să-i mulțumesc, să spun la revedere și să nu mai fac altă licitație. La același preț, cu același bani, să găsesc pe altcineva. Dacă găsesc, că am spus, nu cred că vom reuși, bine ar fi să ne ajute Dumnezeu, că nu e cine. Poate statul se va gândi la oameni, nu. dar să-și înființeze companiile proprii, nu, da, regiile nu, autonome nu, proprii nu, nu, și așa mai departe. Nu e cea, dacă mă întrebați pe mine, nu e cea mai bună soluție. Statul nu s-a devădit un grozav... A da, Poate de data asta, cine știe, poate, poate ne reușește nu, de data asta, da? Ok, un prim plan cu firul. <laughs> Bun, și vă deranjează foarte tare, dar fără el nu s-a auzit nimic, nu deci nu merge nimic, fără deci el, nu, nu vă speriați de da. sârmă, că nu scutură. Nu e ok. Scutură. Până atunci mai citesc eu niște mesaje. Îi spunem bună seara lui Bobby Costescu, care ne salută, și tuturor celor care ne-au salutat. Adrian Sorin Ciuleac, se va schimba gazonul de pe stadion cu unul hibrid? Și dacă da, se va rezolva problema de și a canalizării? Stați! Da? Bun, mai, mai un pic. Așa. Așa. Gata, am învins! Așa, viva! Viva, crescat, crescat florea. florea! Vă răspund acum... Uh... Mie îmi place să ascult vocea specialiștilor în fiecare domeniu. Și în acest domeniu sunt unii care ne spun într-un fel, alții care ne spun în alt fel, unii că nu e cazul să mergem mai în jos, numai la primul strat, ba tot sistemul. Ce ne vor da specialiștii de top, aia vom implementa. Nu e foarte ieftin din ce am văzut, dar nici nu ne permite să ne tot jucăm atâta. Un, ăsta e un aspect și cred că e de bun simț. Inclusiv discuțiile când ar fi mai bine să se apuce în primăvară, ba nu, în toamnă, îi ascult, ei vin, ne explică varianta și nu pe vorbe. Le-am dat temă de casă celor de la Recon să verifice în țară, sau dacă e cazul chiar în străinătate, care sunt cele, că nu trebuie, te uiți la, în perioada asta, că sensibilă, de iarnă, uh -huh. care rezistă cel mai bine și ce au ei acolo. Ce sistem? Evident, nu pot să spun firma aia să vină să facă și la noi că sunt obligați să fac licitație. Da? Pe ce principiu și pe ce sistem se merge? Ăla să luăm. Și avem și cam o estimare de costuri, de prețuri și la implementare și ulterior la întreținere. Și ăla îl vom face. Acum, trecând în latura sportivă, spun un lucru pe care l-am mai spus în ultima perioadă, că am mai auzit unele voci cu rezultate proaste din cauza gazonului. Dar n-a jucat numai UTA singură. Cei care au dat tot timpul cu un gol mai mult, sau cel puțin au făcut egal cu ai noștri, la noi acasă, au jucat în aceleași condiții. Pentru ea n-a fost terenul rău, numai pentru ai noștri. Hai să fim corecți. Cum corect să fim și când se spune că pe vremea baronului, să fim serioși, pe vremea baronului, de prin sfârșit de octombrie, început de noiembrie, era stop joc și ne revedeam prin martie și nu numai pe vremea baronului, și în tinerețea mea, campionatul era de toamnă și de primăvară. s ați auzit de iarnă? Păi eu nu m-am prea uitat la fotbal Dați, păi, dați film. Aici, acuma, intrați, dar... pe, intrați, pe, unde? Pe YouTube, pe ce unde se pun tot felul de meciuri de demult, să vedeți că nu se... Să joci acum și de uneori și de două ori pe săptămână și alte ori antrenamente, că e când ligă, când cupă, când Dumnezeu mai știe ce au mai nu e rău, să nu mă fiu înțeles greșit, dar să nu comparăm mere cu pere. Și atunci, evident, că pentru a putea avea și ne dorim acest lucru, nu că nu suntem de acord, Trebuie să investiții mari pentru a putea rezista un astfel de sistem. Nu te mai poți raporta la cel care era acum câțiva zeci de ani. Asta în condițiile în care Corect. știm noi cum stăm cu bugetele banii și Asta mai e departe. Asta e altceva. Nu vreau să supăr pe nimeni. Am spus trebuie să fim egal cu toți. Nu o să luăm toți banii de la Filarmonică ca să facem gazon și nu mai avem niciun spectacol. Nu o să luăm, nu știu, banii de la alte sporturi și să le dăm toate într-o singură direcție. Încercăm pentru fiecare. Haideți okay. să fim optimiști. Bun. Mai departe, Dacă privim la fel în urmă față de unde am pornit, nu suntem rău. Echipa nu... Nu performează pe cum ne-am dorit, că nu am condiționat niciodată decât un singur lucru. Să mențină în prima ligă pentru a avea meciuri importante la rad, pentru a fi transmiși în prime time la televizor, pentru, pentru, pentru. În rest, arădenii și-au ținut cuvântul prin primărie și primar. Au alocat un milion de euro în fiecare an. I-au păpat. Acolo vor mai avea loc concerte dacă se reabilitează partea Nici cu o... Sigur că da. Nici data trecută, să nu ne mai mințim, a fost a va, et, era... și eu am avut emoții. Ca să constat că sub partea de gazon acoperită chiar deja a început să se crească iarba prin, să-i spun, plasticul ăla. Am avut probleme acolo unde am plasat scena pe niște greșele ale lor reflectoare la tonaj. Uh -huh. Deci un astfel de complex până la urmă, cum e un stadion, nu poți să-l ții gol zile la rând și din când în când, când sunt meciuri și atunci, și atunci poate nu de fiecare dată la capacitate. El, întreținerea lui costă foarte mult, e total nerentabil. Nu că-l rentabilizăm acum din așa ceva, dar orice venit e bun venit, plus că peste tot în lumea asta concerte mari au loc pe stadioane. Eu așa am văzut la Vrem o țară ca afară. Ei, ca afară vrem și noi să fie, nu numai pe jumătăți de ca afară. Ok, mergem mai departe cu mesaje. Vă amintesc că avem număr de telefon, puteți intra în legătură directă cu noi, 0357431431 număr cu tarif normal. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru Arad, Mihoc, Alina, ne scrie, Teo, Mihuț, Mulțum. la fel și el vă felicită. Și mai departe, Radu, Elena, Maria, bine că ați pus aparatele de bilete, ele nici nu funcționează, nici în tramvai, lucru de mântuială, internet de doi bani, ne scrie. E, nu e chiar așa, Maria. poate fi interpretat. E un proiect care se implementează. Poate fi internet de doi bani pentru discuția. Mă scuzați că da -mă o dedicație eu în direct, eu... fără număr, cum ar veni, exclusiv uh... aici la Joy FM și la Strada TV. Luăm telefon. <laughs> <laughs> da, era, era telefon. Nu nimic. nimic. scriu mesaj ca să nu creadă omul că nu okay. o până atunci. Uh... Ele sunt pe rețeaua Vodafone sau Orange, ca să dau și nume acum că sunt cele două mari companii fără să le fac reclamă. Mai avem probleme cu implementarea sistemului. Dacă nu funcționează biletele, există aplicație pe telefon, îți apare codul QR pe telefon, deci nu e, nu e, nu e o problemă. Ok, iar până atunci, dacă tot scrieți mesajul da, respectiv, nu atunci trebuie să introducem încă o temă, pentru că este discutată în ultima perioadă, au existat câteva consultări online și a urmat și o întâlnire care a avut loc ieri la Consiliul Județean Arad cu ADR Vest, unde mă gândesc că v-ați confruntat în uh, proiecte. Acolo, de acolo vin finanțările, practic ei sunt cei responsabili. O parte din finanțări adrv cei banii care vin din bugetul Uniunii Europene prin POR, Programul mm -hmm. Operațional Regional, ei au o acțiune acum în fiecare județ, la Consiliul Județean, cu toate primăriile. Mm -hmm. Evident că am fost și noi, deși ne-am alocat mai mult timp, ceea ce eu am estimat și le-am spus că trebuiau să gândească puțin altfel, total separat, municipiul pentru că aici sunt mult mai multe proiecte și timpul ne ajunge, dar noi am mai fost la ei la o întâlnire, a mai avut întâlnire online, au mai avut partea tehnică, mult, mult mai multe întâlniri. Prin urmare, ne-a prins foarte bine și această întâlnire și ea își va avea efectul uh, întârziat. Uh, nu e the da? end, și da. the next și cu happy end în final. E Pentru... un film american atunci. Nu contează, de, nu, dar dacă e în engleză nu trebuie neapărat să fie american. engleză okay. englezești dar, sunt mai deprimante la dar final, cu de siguranță aia, nu, nu e cu canieți. Da, da. <laughs> Așa. Evident că avem și acolo discuții pe anumite proiecte, avem uneori unele opinii puțin divergente. Să vedem, noi avem teatru realizat pe jumate, pe un exteriorul. proiect finanțat exterior, trebuie și interiorul, sumele pe care ni le-au scos specialiștii de la fundații și până în vârful cupolei depășesc cu mult ceea ce ei pot să aloce pentru un proiect de cultură cum e teatru, uh -huh. dacă nu mă înșel 4 sau 5 milioane de euro maxim vom fi obligați să împărțim atunci încă o dată să-l splităm în două sau în trei și vom vedea când vor mai fi alte finanțări, dar e păcat să le ratăm astea. Suntem într-o avansată discuție cu malurile Mureșului uh -huh. chiar partea spre apă cum vrem să facem acolo o discuție destul de complicată cu zona centrală. S-a vorbit foarte mult de ceea ce ne-am dorit noi pe nou Nu are legătură cu ei, pentru că ei nu vor să ne-l finanțeze. Eu aș fi vrut, de aceea am luat decizia să-l facem noi. Știu că avem un telefon, dar mai spun ceva foarte scurt și revenim după aceea. Ei ne finanțau așa ceva dacă dubleam trotuarele, desfințam fie locuri de parcare, fie o bandă de mașini sau să scoatem mașinile cu totul. Nu că nu ne-am dorit, dar efectiv Când așa e, construit, așa e construit orașul ăsta, n unde să le duci pe, în alte părți și lumea nu va renunța atât de ușor la mașini. Și avem o discuție acolo pe piața Avram cu noi vrem să ne finanțeze niște subtraversări, dân și nu vor. Vom vedea până la urmă din câte ne dorim ceea ce ne doream să și ei, să ducem bicicletele, ok, pe unde? Păi desfințați locurile de parcare sau Omle, nu se poate, veneau după aia să le băgăm pe acolo, prin liniile de tramvai, pe spațiile verzi, ce-am câștigat? Și-am Ce vorbit noi săptămâna trecută, poate ne-au e... ascultat și s-au inspirat de acolo. E... Felicitări tuturor, avem telefon avem în direct, telefon. vă salutăm și vă ascultăm. Alo! Bună seara! Da, se română. Bună seara! Vă rog! Domnul Bibarț, sunt președinta de la blocul 185 din, din Micalaca. da. Și aș dori că avem probleme destul de rele. Am mai fost și am mai vorbit cu dumneavoastră, dar văd că nu se rezolvă și nu se mișcă absolut nimic. În iarnă bănuiesc că nu dorea să se miște ceva. Nu, dar totuși sunt niște lucruri care s-ar putea rezolva sau care s-ar putea spune, nu știu, adică spune, face ceva. Aș dori nu pe undele radio. Ok, revenim la o discuție, nu e o problemă. Aș dori foarte mult, dar să știți că am vrut să mă înscriu în audiență și nu m-au primit pentru că nu am depus de acte doveditoare. Păi, vă referiți la terasa aia? Nu numai la terasă, și la acoperiș. Bun, haideți că nu o lungim. Da, Ar nu trebui să avem numărul în de telefon, dar pentru orice eventualitate lăsați-l în regie. Vă rog frumos. Și Bine. aș dori neapărat să... și vă duc și documente Nu și e de o problemă. Toate. Încercăm să rezolvăm ce putem și cât putem. Bine. 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 Vă mulțumesc, mulțumesc frumos, frumos de înțelegere. Să rămână. Rămâneți pe linie. Colega noastră, Janina, vă va prelua numărul de telefon da. ca să vă putem contacta. Seară plăcută în continuare. Telefonul nostru rămâne deschis 0357 431 431, număr cu tarif normal, doamna Rodi, Rodi ne scrie. Domnule primar, am și eu o întrebare. De ce nu vă vedem în Aradul Nou niciodată? Vă apreciem pentru tot, dar și în Aradul Nou sunt mulți care v-am votat. <laughs> Mulțumesc frumos! Nu, eu nu mă ascund de nimeni. Probabil nu s-a întâmplat. Dacă se referă la întâlniri cetățenești, cetățenești pe quartale, le-am avut în zonele cu densitatea cea mai mare unde sunt blocurile și în quartale în care știam că vom lucra în uh, imediata Perioada, perioadă da. de timp sau ne-au întrerupt acum iarna să știm că reluăm în primăvară. De aceea n-am ajuns acolo. dar nu, Eu sunt un om, înțelegeți-mă și pe mine și nu am... În activitate, doar întâlnirile în cartiere. Încerc să merg și vom relua din primăvară, nu e niciun fel de, de problemă. Cred că sunt, îmi cer scuze pentru că vorbesc despre mine, suficient sau mă străduiesc să fiu cât mai mult prezent, sub diferite forme, în direct la radio sau radio TV, la radio, la radio Timișoara. Uitați, acum sunt la radio, dimineața, la, să spunem și la, pe Facebook TV, dimineața am fost la radio Timișoara, joi dimineață sunt la un radio, după masa sunt la radio și TV. Încerc să comunic cât mai mult și să fiu cât mai mult prezent. Bun, Facem asta în continuare și marțea viitoare, dar emisiunea de astăzi încă nu s-a încheiat, așadar amintesc numărul nostru de telefon 0357431431 și mesajele care ne vin în streamul de live sunt în felul următor, Achitei Mircea sau Achitei Mureșelul și cetatea pe când. Aici știm la ce se referă, inhabare, da. pentru că despre asta nu se mult. Nu e un subiect mult. pe care să-l să fi auzit foarte mult de la mine, pentru că mă consider suficient de serios să nu vorbesc despre ceva ce nu depinde nici măcar într-o mică măsură de, cum spun eu, de pixul meu. Mureșelul nu este al nostru, foarte greu de înțeles pentru cineva să fie ceva în orașul tău și să nu fie al cel tău, puțin da. în administrare la tine. Este la Agenția Națională de Îmbunătățiri, Îmbunătățiri funciare. funciare, de aia îi spunea ANIF. Au promis și au un contract de dragarea lui în derulare, mă rog, acum chiar de în iarnă. Scoaterea nu? frigiderelor, televizoarelor, da, canalizărilor ilegale. Da. Nu au proiect să-l întubeze pe toată suprafața și urmează să-și rezolve problema să-l curețe și în partea întubată. Bun, deci Mureșelul 1, Cetatea, în schimb? Cetatea, la fel. Dacă ne privim în urmă, eu mă pot, pot declara mulțumit în acești doi ani și un pic am făcut unul dintre pașii pe care nu, nu i-a făcut nimeni de 33 de ani, să fim în CF-ul primăria proprietar, fără alte condiții pe acolo. Drepturi de folosință, administrare, Sarcin, să sarcini așa, da. în favoarea Ministerului Apărării Naționale. Acum e o bătălie mult mai grea cu dâns și de a-i convinge că. Ar fi bine să facă și ei cea. Da, e vechea discuție că cea de guvern, ca noi să le construim o altă unitate militară în Gai, totuși să fim serioși. Adică e un bun al nostru ocupat de cineva. Și ca să se mute de acolo Să mai dea rădenii vreo 10-15 milioane de euro Ca să le construia Nu e normal Și treaba unei administrații și a unui oraș Și a cetățenilor din oraș Nu este să construiască unități militare Asta e o politică națională A unui guvern A unei țări Așa cum ne dorim să fim Și o spun răspicat Bun, mai Și de departe. aceea avem blocaje Am încercat și suntem în tratative Acum ca măcar câțiva pași Ea e foarte mare nici armata nu are nevoie de a toată în acest moment și în viitor nici atât și nici finanțări nu există pentru o suprafață atât de mare. Și am dorim și negociem să o împărțim frățește, într-o parte nepublică, să-i spunem, să rămână parte de unitate militară și într-o parte să începem să o finanțăm cu bani europeni și să o reconstruim. Cred că e atât de simplu. A, bun, că nu se va vrea nici asta din partea unora sau gândesc să pună piedice problema lor. Eu vă spun la ce lucrăm noi acum, și nu o să mă vedeți să ies foarte mult public pe acest subiect până nu e ceva clar asumat, semnat, parafat și efectiv să se întâmple. Am hârtie semnată cu primul ministru al Guvernului României de finanțare, dacă nu mă înșel, 70-80 de milioane de euro minim. Al... Mai zic, turesc. N-am văzut un eurocent nici măcar virtual. Bitcoin. Ba, n-ar fi, fi rău. măcar să ne transferă așa vreo deci ce, ce... câțiva bitcoin pe aici. În postura mea de primar și consider eu că noi toți ăștia din vest și arădenii de aici suntem totuși oameni serioși. Cam cum pot să privesc atunci orice discuție și altceva decât atunci când chiar se întâmplă, că altfel dacă nu mai vorbim e una, dacă mai și semnăm e ceva și dacă tot nici așa nu se întâmplă, atunci nu mai cred decât când iar se mișcă ceva în teren. Și nu vreau să mai ies pe acest subiect să vând himere oamenilor că de 30 de ani toți suntem cu cetatea în gură, să mă scuzați de limbar și nimeni nimic. Da. Bun. Uh, salutări din... Pomii uh... tot mai mult prin acoperișul mănăstirii franciscane de acolo. Astea sunt realități. Restul sunt explicații. Armata nu are drujbă, domn' primar. Eh. <laughs> Îi cumpărăm una? Avem noi, doar să ne lase, noi asta cerem. Okay. Și -are, dar n-are nevoie nici de mănăstirea franciscană. Cum n-are nevoie nici de o clădire care se scufundă și nu mai stau în ea, cum n-are nevoie de o bună parte din bastioane care, să mă rog, catacombe și bastioane care sunt goale, cum n-are nevoie de toate porțile de acces în cetate, ci doar de o parte. Hai ca să delimităm acolo și să, vedem ce și să cum ne apucăm totuși de treabă. Ok, bun. Salutări din Sardenia, Tămaș Marius ne scrie. Mulțumim, ne urmărește de acolo. Noi, în schimb, mai citim mesaje de aici, de mai aproape, și sună în felul următor. Vladislav Șel, Mofi, ne scrie Toalete publice în oraș, când, mai ales în parcuri, tot la tufișuri rămâne. Ne spune: tâns. tăiem tufișurile. Bine, A, nu. atunci ce facem? <laughs> no, ne nu e în regulă. Avem, haideți să le. La fel. Avem. Pornind de la un proiect pilot, apropo de prima discuție, cu acea toaletă publică automată din uh, Micălaca, postul par 23 August, Sfânta Maria acum. Mai avem una pe care o va da folosință pe terenul de la Moise Nicoară, de la Slavici, uh -huh. care va deservi și pe cei de care merg pe teren și pe cei din zonă. Și avem un... Uh, proiect. Cred că anul acesta va intra în implementare, dacă nu mă înșel cu vreo trei toalete ecologice pe centru și în zona tramvaielor, stațiilor de tramvai. Deci ce cunoșteam până acum ca toaletă nu va mai fi funcțional, de exemplu cum a fost la teatru subteran și încă mai există sau cum s-a demolat acolo în zona no, alea... la care erau neconforme ex, pentru că standardele s-au schimbat. Acum știți că <laughs> să spun o glumă <laughs> că erau alea de deai nu știu cât. 2 lei, 3 lei, 5 lei, primeai hârtia, s-a dus omul mai econom, a dat, a intrat, a venit înapoi cu hârtia s o dea înapoi, să-i dea garanția. Deci, okay. nu, totul nu suntem la nivelul asta Bun. Deci, nu se va întâmpla, dar se Exclus. vor întâmpla în forma. Da. Și la fel, da. dacă ne gândim la ceea ce ar trebui să fie, că suntem în secolul XXI, ar trebui să avem mult mai multe. Nu le avem. Dacă privim. Retrospectiv, că tot la fel, 30 ceva de ani nu s-au construit, nu s-au făcut, și acum avem două în teren, încă câteva în implementare. E un pas înainte. Putem vedea partea asta plină a paharului. Bun, și după aia și tu fișuri. Ca da, să fie iar eu unul, cu toată dragul, cu toată deschiderea, cu toată sinceritatea, mă străduiesc. Singurul lucru ce nu pot să fac e să dau timpul înapoi. Să... De ce nu s-au făcut în 2000? Na. De ce nu s-au făcut? De treci codrii de aramă, de departe, vezi, vezi aproape. Vezi da? aproape dacă ai ochelari buni. Și pe timp ce trece timpul, lentilele se îngroașă. Corect. Gabi Bălaș, bine, bățu prin gard, vă să place vină. Oradea? De ce credeți că acolo înflorește orașul, iar la radul este tot da, mai gri? folosiți niște termeni cu totul și cu totul... Nu vreau să intru într-o polemică. Da, îmi place Oradea. dumneavoastră vă place că Oradea nu are stadion nou și Aradu are veniți pe centru în Arad să vedeți câte clădiri s-au renovat în ultimii ani, nu din banii primăriei, cum nici la Oradea nu s-au renovat multe dintre ele din banii primăriei, ci ocupându-ne acum la modul serios de cei care nu vor să-și întrețină fațadele. Ca să dau două exemple, veniți în față la Moise Nicoară să vedeți un teren frumos făcut de către primăria Arad, pot să vă dau multe exemple colorate și din Arad, Mergeți în Oradea, nu doar pe acel centru care este foarte mic comparativ cu cel de la Arad, și luați-o pe străzile laterale și o să aveți o surpriză. Dar treaba mea nu este să laud sau să critic Oradea. Treaba mea și a noastră ar trebui să fie să vedem partea frumoasă din orașul nostru, iar acolo unde nu e așa cum ne-am dorit, să încercăm să o facem și mai frumoasă. Eu trebuie să fiu cel mai nemulțumit pentru că nu e cazul de autosuficiență. Întotdeauna este loc de mai bine, întotdeauna este loc de mai frumos, întotdeauna este loc de mai mult, dar nici într-un caz să nu ne autoflagelăm și să vorba aceea, să nu supărăm pe Dumnezeu spunând că la noi totul e gri și urât și vai și amar. Scoatem, Veniți pe malul Mureșului să vedeți ce frumos este primăvara. Scoatem bățul vara, din gard acum pentru că avem telefon. Și nu-mi cereți, și nu cereți și închid cu subiectul acesta. Uh, mie în 2 ani de zile să mă comparați cu de 12 ani cât a fost domnul Bolojan acolo haideți să mai treacă câțiva ani și la noi și să ne ajute Dumnezeu și să comparăm după aceea și a prins și vremuri, nu cu pandemie nu cu criză economică, nu cu un război la ușă, nu cu refugiați nu cu prețuri de 3 ori mai mari și doar cu guverne favorabile să fim unii cu alții dacă tot comparăm să nu mai comparăm mere cu pere Bun, scoatem bățul din gard. Scoatem. Nu, lăsați-l acolo, dar să spunem avem și partea telefon. de băț din gard și partea din afara vă gardului. Vă salutăm, vă spunem bună seara, vă ascultăm. Bună seara, Sorin Dorovanță de la Teatrul de Marionete din Arad. Vă salut cu drag. Vă salut cu drag Felicitări și cu respect. Pentru, pentru spectacol. Uite, e, vedeți un iubitor. Revin, din, revin, revin din nou, domnule primar. Sper că cu nu cu invitație, că aia am reținut-o. Iar în ceea ce privește Teatrul de Marionete, avem proiectul depus, aștept finanțarea de la minister. Perfect, deci nici nu trebuie să vă mai întreb nimic. Ați văzut a... că știam subiectul, am, am, am fost puțin nepoliticos, tocmai pentru a vedea că nu e ceva ce am uitat sau ăsta. Din toată aceasta, cea mai simplă e să vin eu la un spectacol, dar asta nu e suficientă. Așa a, cum v-am că... promis, avem depus proiectul la minister. Dacă nu ni-l vor finanța ei, să zicem, pun rău în față, din diferite motive, ni-l asumăm și o să-l bugetăm și tot îl facem noi și nu rămâne așa. Dar ar fi păcat să nu încercăm să obținem finanțare, chiar dacă asta ne întârzie puțin. Că cel mai ușor ar fi, știți cum, din ce avem noi, să punem, să facem, dar după aceea parcă îți pare rău că, uite, pe așa ceva primeai bani și pe altceva nu mai primești. Nu, e foarte bine cum a zis dumneavoastră, eu zic că e foarte bună varianta asta. Să vedem Oricum, o, să ră, o să revin cu o invitație la teatru, la spectacolul nostru. Mulțumesc! Frumos. muzice pentru copii și părinții lor. Sunt sigur că o să vă o placă O să uite, vin cu copilul, Că tot spunea <laughs> că îi place atât de mult. Îl <laughs> aduc și pe frățior atunci <laughs> nu, 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 o să vă invit, să știți. Când o să-l jucăm, o să intru într-o direct o să vă fac o invitație vă oficială. Mulțumesc. Sau vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și vă mult mult de telefon, seară sper să ne revedem cu drag. Stima seară frumoasă! Nu mai bine, a fost sosul de la Teatru de Marionete, au un spectacol uh, frumos acolo, într-adevăr a vorbit despre el, uh, sper să meargă cât mai multă lume acolo. Bun. De ce nu? De ce nu? Bună seara! Am mai adus în atenția domnului primar în una din emisiunile trecute problema intersecțiilor unde ești obligat să ieși cu aproape toată lungimea mașinii pentru a te asigura. Exemplu, Strada Alba Iulia, în dreptul blocului 574, la ieșirea prin gang, sau la intersecția dintre străzile 30 decembrie cu Milea, unde vegetația este mult prea înaltă și acoperă vizibilitatea, scrie Cristi Mol. Bun, două aspecte. 1. Ca regulă, eu am dat-o ca mod de lucru ca poliția locală, care e cea mai prezentă în oraș și pe acest domeniu, să semnaleze primăriei și gospodării comunale unde avem vegetație. Nu numai că nu se vede, dar mm -hmm. opturează doamne ferește un indicator și nu-l vede omul. E stop și omul nu știe că e stop. Ca nu cumva să avem incidente. Acolo, la milea cu 30 decembrie, o să mai simplifice lucrurile. În primăvară, de aceea chiar 30 de fostul 30 decembrie, ieri e făcut asfaltul intersecția nu este pentru că dorim un sens giratoriu și atunci se schimbă puțin uh -huh. conceptul acolo Alba Iulia unde mi-ați spus dacă e gang, acum ce putem să facem decât cu încet încetișor și nu, piloc și, nu diloc. piloc și diloc mai avem variante în care punem oglinzi din acestea speciale de, de intersecție de 90 de grade e un sport, noi să le punem și unii să le spargă și sunt și foarte scumpe. Acum, ce să zic mai mult? Bun, despre asta probabil în primăvară mai multe, pentru că atunci Evident. se vor mai aduce în bunătăție Reluam la în primăvară și, și aici, uite, bine că mi-ați adus aminte, ridic eu mingea la fileu, să nu credeți că nu sunt conștient de multele probleme pe care le avem la infrastructură. Mă refer aici în special la drumuri, adică gropi. Gropi în asfalt, gropi la locul în care se întâlnește asfaltul cu fierul, adică linia de tramvai cu, cu asfaltul, mai ales în primăvară, la ieșirea din, din iarnă, le știm, încercăm să... Re... Acum nu prea putem, că nu avem toate stațiile de Asfalt. Asfalt, era zic de ciment, sunt în remont, doar din martie le deschid. Ei, că am vorbit cu constructorii, e vreme bună, acum o săptămână, nu cum e acum, hai să ne apun, păi degeaba, că nu noi așa le programăm în fiecare an, nu știm noi că va fi frig sau nu va fi frig. Dar prețurile au explodat și manopera și materialele. Să știți că și constructorii și-ar dori și pentru noi, ar fi atât de ușor să-i spui, uite, strada asta, cap, coadă, fă-o, e mult mai ușor, vin cu acele utilaje și au nivelul și mm. nu mai merg. Nu ne permitem noi toți, pentru că așa cum am spus în vremurile de acum, trebuie să alocăm bani și la stânga, și la dreapta, și sus, și jos, și la cultură, și la sport, și la școli, și la încălzire, și nu mai reau subiectul. Și atunci avem în continuare probleme și vom avea pentru că el este un perpetu mobil. Repare aici, apare dincolo. Acele celebre canale, capace care se tot lasă într-o parte, în alta. Dacă aveți un pic de bună bunăvoință și vă uitați în unele zone, vedeți că le-am reparat. Unele cedează din nou. Au o structură în pământ destul de fragilă, multe dintre ele n-au fundație. Căminul e de caramidă? Exact, se lasă. Se lasă. Tonaj nu, nu, greu. nu atât capacul e de vină. Mm -hmm. Da? Încercăm și aici să le menținem la un nivel. Să știți că am făcut analize de multe ori a unor străzi, o faci. Uite, vă dau un exemplu ușor de înțeles. Acum cred că doi ani, doi ani și ceva s-a terminat podul, podul de cebal. De atunci am văzut că ar fi bine să asfaltăm în continuare, când am asfaltat podul din sensul giratoriu din față de la cetate, măcar până în celălalt sens giratoriu, pe lângă patinoar. Dar nu era chiar atât de spartă. Strada, așa, a mai întins-o doi ani de zile. Am asfaltat-o acum, anul trecut. La fel, când am asfaltat-o pe aceasta anul trecut, să nu credeți că noi n-am văzut că ar fi bine și din sensul giratoriu, dincolo de la subcetate, spre podul peste mureș, în zona 300, că ar trebui și aceea. Dar, la fel, am zis, ok, o lăsăm pentru anul viitor tronsonul ăsta. Dacă mergem. Și anul trecut dacă am mers, dacă mergem acum cu atât mai mult pe Praporgescu, la fel, și eu văd gropile care sunt acolo. N-am făcut-o anul trecut, am mai întins-o un pic, o, probabil că o prindem anul ăsta și o să o facem în, în integralitate uh, anul acesta. Acolo unde am avut și am știut din timp și ne-am putut coordona și au fost parteneri onești, cei de la rețele, fie că vorbim de gaz, fie că vorbim de apă, fie că vorbim de ce ori mai fi. încălzire uh, curentă, etc. Da am întârziat, dau exemplu, Tudor Vladimirescu era praf, ne întreba lumea de ce nu mai facem, pentru că stăteam după cei de la gaz, din două motive, unul să nu spargă ceva ce am făcut, ceea ce ni se întâmplă din păcate prea des, și în al doilea rând, îi obligăm de acum, ei au intervenit pe una din cele două benzi, refacem toată strada, dar noi plătim doar jumate și o bandă o plătim noi, o bandă o plătesc ei, dar noi obținem toată strada. 30 decembrie vice Brătianu, acum au fost cei cu apa care au lucrat. Ați văzut că în toamnă am asfaltat-o toată. Patru benzi, două pe o parte, două pe alta. Mm -hmm. Jumate din lucrare ne-au plătit o firma care a spart, noi am plătit doar jumate. Eu cred că dau aceste exemple ca să ne înțelegeți că încercăm să fim oameni gospodari, ca și la noi acasă. Nu așa, e banul public și-l aruncăm și după care la jumate anului sau în toamnă ridicăm sau terminat banii, nu mai facem nimic, mergem la servicii și ne uităm la televizor. Nu că nu ar trebui făcute toate, nu că nu suntem conștienți de utilitatea lor, dar ne întindem atât cât putem. Prețul la gaz în continuare este mare, plătim foarte mult, dar nu ne permitem să lăsăm oamenii în frig avem o altă provocare, va urma să vedem să ne ajute Dumnezeu să facem un să retehnologizăm practic cetul mic, un cet nou până la urmă. E, am tot vorbit. Oradea a făcut acest lucru acum aproape 10 ani. Noi îl facem acum, dar nu mă comparați atunci nici gigacaloria, nici subvenția, nici toate cu Oradea. Haideți să ne comparăm peste 3-4 ani când îl finalizăm și noi pe al nostru. Mai avem o leacă până acolo, dar. Nu, da. Totuși, eu cred că e sunt viitorul. sincer până în ceea la urmă, ce spun, se și. se și, foarte mult de eliminarea și, centralelor din și, apartament. Și va fi Auziți, o așa cum în mod natural au venit, pentru că omul a simțit că e mai ieftin, pentru că era mai comod, o legislație precară, nu mai intru în detalii, vă asigur că la momentul la care ai o ofertă, pentru că acum oferta nu era tentantă, nu poți să-l-ții prizonier pe cineva, deși o radia ține. Ca să o spunem pe aia dreaptă, la ora nu te uh, debranchezi și nu pui nicio centrală. Mă rog, la noi a fost scăpată treaba din mână de ani de zile. Deci, revin, uh, atunci când ai o ofertă cel puțin aproape similară ca preț, dacă nu mai mică, cu siguranță omul se orientează spre ce e mai mult. Și eu vreau să ajungem la varianta în care gigacaloria oferită în sistem centralizat să fie atractivă și cu siguranță omul va, cetățeanul va aprecia și va veni. Lucrăm în continuare și vedeți, cu tot disconfortul, spargem orașul, puncte termice, rețele, secundare, principale, nu s-au intervenit la ele de 50 ceva de ani. Oameni buni, ce să facem? Acum găsim finanțări, sunt, le luăm și lucrăm cu tot disconfortul, cu spații verzi distruse, cu unele parcări în care noi le-am făcut, ei trebuie să le spargă acum. Nu puteam să stăm, nu știam când va veni finanțare pentru așa ceva, dacă va veni, în ce cuantum, cât se alocă pentru un municipiu, o câștigăm, nu o câștigăm, doar din banii noștri foarte greu să faci, sunt lucrări foarte mari și foarte costisitoare. Bun, dacă tot vine vorba de Oradea, iată și întrebarea următoare vine despre Oradea. Cantemir Pantea ne scrie în felul următor. Ce credeți că a făcut în plus sau ce are în plus Oradea reușind să convingă doi investitori mari de peste 100 de milioane de euro, adică o firmă de drujbe și o firmă de cauciucuri, să vină la ei? Nu le citesc ca să nu fie probleme. Uh, vă spun eu ce. În acest domeniu sunt în urma Aradului cu ani, ani mulți, chiar dacă unii nu se să înțeleagă. Păi, la momentul la care Aradul și-a dezvoltat doar zona industrială vest și miile de, zecile de mii de locuri de muncă ei nu aveau. Primul lucru la care se uite un investor, dacă dumneavoastră ar trebui să investiți acum la Arad sau la Oradea și v-ați uita că acolo aveți forță de muncă de unde să o duceți de aproape, iar la Arad e șomaj zero. Unde credeți că v-ați duce? La Arad să-i duceți, să plătiți să-i duceți de la vârfurile? Sau la Oradea să duci din uh, comunele limitrofe? Tocmai că pentru că pe acest domeniu au fost rămași cu mult în urma noastră. O să ajungă și ei la acest semi-blocaj la un moment dat. La noi se iese ușor- ușor din blocajul acesta pentru că există deja forță de muncă care vine de peste mări și țări. E vorba despre toate, asiatici toată, care vin la toată, noi. Toate astea, mai, pentru că după ce ai deja ai o investiție făcută și o parte din forța de muncă îți pleacă în străinătatea ta, Evident că e greu să te mai relochezi de aici și îți cauți și în special, să știți că sunt forțe de muncă mediu specializată, sudori foarte buni, strungari foarte buni, da. electricieni. Haideți că avem Bun, avem telefon. telefon. Asta înseamnă că vorbim la telefon. Vă spunem bună seara și vă ascultăm. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Uh... Cu domnul primar Bibar s-aș dori să vorbesc. Prezent, eu v-am salutat. A, Vă rog. Sunt, 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 Marius, mă cheamă, sunt dintr-o comună din județul Arad și aș vrea să-l întreb pe domnul primar ce mai face cu strandul Neptun, că nu arată prea bine. Depinde cum doriți dumneavoastră să arate. Păi Când ca spuneți... un aquapark, dacă păi, s-ar putea. Vedeți că nu întâmplător am spus, strandul e strand, aquaparkul este aquapark. Nu știu, ca bă, băile Felix de la Oradea. Băile nu Felix au o tradiție de zeci de ani. Băile Felix beneficiază de o apă termală de o calitate mult superioară celei din Arad. Asta. Au un număr foarte mare de clienți. Prin urmare, în mod natural se dezvoltă da. un aquapark. Eu a, da am vreun. auzit că și Aradul ar avea apă termală. Vă invit Are la noi pe Strand pe... în forajul care îl avem să o vedeți. Și să o da. comparați cu cea de la... Baile Felix. Ca să nu ne mințim. Eu, uh, da, 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 nu că da, nu ne-am dorit, mă scuza să închid subiectul puțin, nu că nu ne-am dorit, nu că nu suntem conștienți. O să vedem dacă putem, nu se finanțează cu bani europeni. După aceea, din ce am văzut și am discutat cu colegi din Ungaria care au prins axe pe vremuri administrații locale și s-au făcut acele uh, agva parcuri de la ei, toate sunt pe minus, minus, minus. Unele le-au închis sau încep să le. Spliteze, să nu le deschidem la capacitate pentru că nu le mai pot întreține. Numărul de clienți da. nu e atât de mare. Iar faptul că există la Oradea, mai vrea Timișoara să facă, cel la Diula are, la câțiva zeci de kilometri, clienții până la urmă. Suntem tot ăștia din zonă. Nu o să ai de unde să-l să ai rentabil. Am mai dat acest exemplu. Dacă ar fi ceva atât de grozav, în, 5, în 33 de ani un privat îl făcea. Da. La Arad. Dar nu e. El nu e rentabil. Este, în final... Ca și bazinul, vă dau la micro, bazinul pe care îl știți de polo, construit nou, pe care îl avem în subcetate. Păi, de da. când s-a scumpit gazul și curentul și apa, pentru noi este o piatră de moară și nu ne permitem să-l închidem. Dar sunt sute de mii de lei lună de lună pierdere acolo. Gândiți-vă ce da. ar însemna un aquapark, cam câte milioane s-ar duce în fiecare an. Da. Sau te duci cu niște prețuri foarte mari și Felix o are prețuri foarte mari. Bine, nu vreau să vă țin prea mult. Nu vă țineți, eu oricum legă... stau. Da. <laughs> Sunt venit la emisiune, uh... eu vă țin pe dumneavoastră, îmi cer scuze. Da. Uh, în legătură cu celălalt mol, părăsit galeria, ce se mai întâmplă cu el? Că Bine. e mare păcat el, că-i părăsit da. și. Știu ce este, este o entitate privată și a plătit impozitele, că am avut grijă la acest capitol să verific. Uh, și căuta soluții de finanțare, ar fi vrut ca orice privat să scape de el și să-l vândă primăriei, nu vă ascund că a bătut la ușă la noi. Nu că nu ne l-am fi dorit nu ca să-l facem mol. Acolo se putea face de la un spital până după, la... După, după părerea mea, ăla a fost cel mai frumos mol al Aradului. Da, uitați, ca o investiție până la urmă rentabilă. Dar... Da, și și patronii nu mai au de gând să facă ceva cu el sau... Din câte am simțit eu, să dați seama că nu vin la spovedanie, la primar, uh, am văzut că își căutau să-l vândă. Mm, bine ar fi să-l vândă, că... Da bun, să ia că... cineva și să, să investească acolo. Noi ne-am fi dorit, dar sumele sunt mari, uh, banul public nu este ca acelui privat, strângi mâna și plătești. E o procedură foarte complicată, suspiciuni da. foarte mari atunci când, să spunem, un primar se înțelege cu un privat să cumpere ceva de la el. Apoi investițiile pe care noi ar fi trebuit să le facem în imobilul respectiv da. nu erau deloc mici și, și perioada am auzit, deloc grozavă economic. Da. Am auzit că făceați o retrospectivă anului trecut și spuneați acolo că dumneavoastră ați negociat cu cei de la AFI, s-a dus AFI în Arad. Da, într-o bună măsură, da. AFE au venit în Arad când eram încă viceprimar. Au fost discuții atunci că au acea zonă și doresc să investească în acea zonă. S-a discutat ce le permite primăria să facă și ce nu. Au fost negocieri cu harta pe masă, pentru că și noi ne doream să renască zona respectivă, dar nu să fie oricum și în orice fel. De exemplu, știți că ei au un conceptul de acolo și parte de depozit de materiale. Îi dau și numele, nu știu dacă no, e permis. Mai bine, nu mă rog, cu, complex, cu un rege nume, parte. așa, nu. pe care insistau mult să îl aibă acolo. Noi, pe de altă parte. Nu ne doream să vină tot traficul greu pe Aurel Vlaicu, până la urmă am convenit să a fie în partea acolo, din spatea terenului și să se facă accesul pe șase da. vânători. E un sens giratoriu pe care îl vor construi din banii lor acolo pe drumul nostru, pe care noi l-am impus pentru a face o fluidizare a traficului. Am avut multe întâlniri cu cei de la AFI atunci și în mandatul meu de 2 ani și ceva de când sunt primar, până la momentul la care s-au apucat să construiască. Nu, nu, uh... nu mi-o luați ca un merit al meu nu. acum, dar o, o nu. administrație trebuie să fie pretenoasă și deschisă către investitori pentru că ei aduc plus valoare în orașul nostru, de la locuri de muncă până la investiția în sine. Gândiți-vă cum arăta zona respectivă da, și era cum, foarte, foarte și cum era, începe da. să arate acum și cum va arăta când va fi finalizată. Uh... Și alte centre comerciale Nu o să mai aude că vin în Arac, că de, arată de, nu, de, are. De, de manu a început să sape Peste drum de actualul Altex Îmi cer scuze că folosesc numele Dar trebuia să spun unde Pe fostul, pe fostul CAP din Micălaca Și unde Asta. a fost cartodromul Fraților Mureșan? Las vegas, Las da. vegas dacă mergiți acum în sensul giratoriu spre Deva, uite, să mergeți pe partea stângă, vedeți că se e pichetat și se sapă. Acolo e de Uite, eu, eu dau un nume de hipermarket care nu-i în Arad. O, da. uh, Oșan. Os nu... Păi dacă vine, eu nu pot să-l duc, să-l oblig eu. Ei își fac socotele, își fac calcule, pun mâna pe hartă unde vor să investească. Și dacă pune degetul pe Arad și vine la Arad, sau știu că A, vor de să de... vină și caut să vină, atunci discutăm și ajutăm cu tot ce ține de administrație locală. Dar nu pot A. să forcez pe cineva să vină. A, nu puteți dumneavoastră să vorbiți, să-i aduceți. Să păi, i vină. Cel mult poți să-i inviți, să le dai un telefon, dar în general nu. în astfel de situații cam ar trebui să ai tu ca administrație teren pe care să-l pui la dispoziție, ceea ce nu e cazul Aradului. Mm -hmm. În 30 de ani nu da. s-a dat de la primărie retrocedat, împroprietărit, vândut, concesionat, închiriat. Da, da. da. Și nu știți dacă bă, la mall la galeria, este o perspectivă de al vinde proprietarii. Ei nu doresc știți. să vândă, cumpărător să fie și să se înțeleagă la bani, da, că sumele da. vă dați seama că nu sunt cu multe zerouri. Deci, deci mie mi-a plăcut cel mai mult mall-ul deci cel mai mult mi-a plăcut. Când am auzit că se închide, chiar mi-a părut rău, știți? Până la da. urmă o să vedeți, că nu rămâne el așa. Mai da. vorbim. Bine. Bine, mulțumesc, la revedere. Seară frumoasă. Îl mulțumim, seară frumoasă. Aici se încheie și uh, emisiunea noastră într-un mod... Fuse de... și seduse. Yes. Doar că ați avut o întâlnire frumoasă despre care e păcat să nu vorbim. Da. Cu uh, principesa Margareta. Margareta. Și cu... cu alteța sa regală. A, așa. Ce s-a întâmplat Lasă vârșin. Un 5 o'clock, pentru că a fost ceaiul de la ora 5 invitația era fie să luăm prânzul împreună, eu am spus că, dat fiind că-i Săvârșinul și o oră încolo, o oră înapoi, estimam că cel puțin o oră întâlnirea, preferam la finalul zilei ca să nu, mm -hmm. să nu mai rămâne nimic dintr-o zi da, de da. serviciu, așa că am plecat spre Săvârșin după masa, am ajuns înainte de ora 17 acolo, o primire prietenoasă, călduroasă, le mulțumesc public, o, o să spunem... Pagine, mai multe pagini de istorie pe care le-am depănat împreună, punctual pe ceea ce ne privește pe noi, dincolo de redescoperirea unei părți din istoria Aradului și a României, care a fost ștearsă cu buretele într-o perioadă tristă a țării noastre. După cum știți, se lucrează la piața Catedralei Vechi, Catedrala Episcopală, Catedrala în care au fost întronizați toți episcopii Aradului, o întreagă istorie acolo. Și după ce finalizăm această piață, vreau să am acordul majestății sale pentru o idee mai veche pe care administrația Rădeanu are, ca acolo să existe un bust, o statuie a regelui Mihai, probabil o statuie. Dacă ne gândim că Arad a fost capitala Marii Unirii, Alba Iulia a fost aleasă de către Arad pentru acel eveniment, deoarece avea o poziție strategică mai bună și o simbolistică și în timp așa Aradul a intrat în umbră și Alba Iulia a ieșit în față. Bunicul regelui Mihai, regele Ferdinand, în octombrie 1922 s-a încoronat acolo, așa ca un arc peste timp, de ce nu în fața catedralei episcopale a Aradului, nepotul, ultimul rege al României să-și regăsească locul acolo. Cred că este o, un gest al arădenilor frumos și sunt convins că va fi apreciat. Am mai discutat despre posibile vizite vara, când timpul e mult mai plăcut, evident, la castelul de la Săvârșin, în parcul de acolo, a iubitorilor de istorie, a copiilor care trebuie să le descopere și ei acea parte de istorie a unor evenimente culturale pe care poate reușim împreună să le gândim în acea locație deosebită, astfel încât dacă cineva vine în, în Arad ca turist, să nu stea o zi, ci să facă un city break. Uh -huh. O zi, două în Arad, o zi acolo. Interesant. Cea mai interesantă și... De până acum e cea cu bustul și cu parcul. Chiar care statuia așa... va, va, purta și numele sau rămâne discuție, piața discuție, E o discuție deschisă, e o discuție pe care, evident, de la locul în piața respectivă unde ar da cel mai bine, las la asemenea latitudinea la specialiștilor. Eu mă bucur că majestatea s-a avut deschiderea spre o astfel de idee și împreună vom lua deciziile finale, pentru că e ceva ce ține de ambele părți, să spunem, și ca moștenitori și purtători mai departe a coroanei regale a României și noi cu o ofertă, spun eu, onorantă și pentru dânsii, și pentru orașul Arad. Am înțeles. Bun, deci perspective interesante din punctul acesta de vedere. Ne luăm Sigur. rămas bun, timpul alocat a expirat, ne bucurăm că am putut fi de folos să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, nu-i așa? Exact. Așa Sănătoși și voioși. Cu drag, uite, iar îmi sună telefonul. Acum deja puteți să răspundeți. Seară plăcută, anu. în continuare tuturor, ne luăm rămas bun. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care... Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează.